Suntem împreună la congresul Umpir cu doamna Carmen Popa, președinte al filialei Dolj Umpir. Bine vă regăsim, doamna Popa. Mă bucur să vă reîntâlnesc ca la fiecare la fiecare manifestație a organizației noastre. Vă mulțumesc și eu și începem să ne simțim într-adevăr din ce în ce mai bine în mijlocul profesiei de practician în insolvență. Avem, iată, doamna Popa, în septembrie 2017, un congres aniversar, 20 de ani. Cum a fost, după părerea noastră, congresul? Cum s-au desfășurat lucrările? Lucrul care m-a bucurat cel mai mult după 20 de ani este acela că au răspuns invitații noastre foarte mulți reprezentanți ai instituțiilor publice și că au avut intervenții foarte inspirate și ancorate în realitate, care au pus accentul pe conlucrarea interprofesională între diferitele profesii juridice sau profesii liberale. Și a doua idee pe care doream să o auzim este aceea că de fiecare dată când se manifestă în practică un conflict între legi, este bine ca propunerile de modificare legislativă să plece de jos în sus, adică de la profesii către cei care au drept de inițiativă legislativă. Și asta este o dovadă de înțelepciune și o dovadă a faptului că a crescut încrederea autorității publice în soluțiile pe care le propunem noi, astfel încât procedurile de insolvență să se desfășoare în interesul beneficiarilor, debitori și creditori totodată. Sunteți în această profesie de la începuturi. Cum a evoluat profesia în acești 20 de ani, doamna Popa? A evoluat foarte mult. Este una din cele mai tinere profesii liberale și a evoluat foarte mult atât în ceea ce privește gradul de pregătire profesională, cât și în ceea ce privește rezultatele. Va veni un moment în care vom prezenta rezultate statistice cu privire la impactul în economie sau beneficiile în economie pe care le aduce profesia de practician în insolvență, atât în ceea ce privește colectarea la bugetul de stat, cât și satisfacerea creanțelor către creditor, pentru că statisticile noastre sunt extrase efectiv din dosarele la care lucrăm cu toții. Sunteți și membru al Comisiei Juridice. Care sunt din interiorul Umpir? Care sunt lucrurile importante pe care vreți să le adoptați sau pe care le-ați adoptat deja cu prilejul acestui congres sau până la congres? Astăzi am adus modificări tehnice la statut astfel încât să dispară necorelările între diferite articole sau să dispară conflictele sau necorelările între statut și textele legislative de bază. De asemenea, am trebuit să incorporăm recomandări pe care le-a făcut Consiliul Concurenței prin ultimul raport încheiat. În Comisia Juridică ne ocupăm cu acest gen de corelări tehnice și de asemenea emitem decizii de interpretare atunci când membrii Uniunii doresc să cunoască o opinie cu privire la interpretarea și aplicarea legii într-o anumită situație. Sunteți un globetrotter al pregătirii profesionale în interiorul profesiei. Participați nu numai la dumneavoastră la filială, ci în multe alte orașe din țară la pregătirea profesională a colegilor. Cât de importantă este această pregătire profesională continuă pentru profesia de practician în insolvență? Eu cred că este fundamentală. De ce? Pentru că este o legislație care a fost permanent în evoluție. După aceea au fost fenomene economice care împreună cu fenomenele juridice au condus la situații practice unice și atunci este important să ne întâlnim, nu numai noi între noi, dar noi împreună cu celelalte profesii juridice din cadrul instanțelor de judecată și chiar din parchete, ca să explicăm care sunt efectele în plan practic și ca să putem găsi cele mai bune soluții legale, dar care să și conducă la rezultatul care a fost avut în vedere de legiuitor. Având în vedere că sunteți și președinte al filialei Dolj, dacă ne puteți spune care sunt problemele cele mai importante pentru colegii dumneavoastră din filială și dacă acestea sunt cumva la nivel național probleme și altor colegi sau sunt probleme specifice? Problemele sunt două. Unu, după perioada de criză, când s-a lucrat un foarte mare număr de dosare de insolvență, ca urmare a valului de insolvență generat de criză, noi, la nivelul filialei Dolj, am rămas în urmă cu plata onorarilor către practicieni în insolvență la circa 3 ani de zile. Am reușit să recuperăm din decalaj anul acesta.
Deci, practic, noi ne facem meseria pentru care am optat în considerarea unor onorarii pe care le luăm cu foarte mare întârziere. Și asta este o problemă și la nivel național. A doua problemă care este de date recente e că după ce a trecut valul de insolvență, au rămas un număr foarte mic de dosare. Statisticile au arătat că e vorba pe anul 2016 de 8500 de dosare la nivel național, față de 20.000 de dosare cât au fost în vârful crizei economice în 2009-2010-2011. Practic s-a redus foarte mult baza de lucru și atunci, sigur că noi având o calificare pluridisciplinară, fiecare dintre noi ne gândim că și cea de-a doua profesie trebuie să devină relevantă, fie că e vorba despre experți contabili, evaluatori, avocați, deci... Dar pe planul muncii de practician insolvență a scăzut foarte mult volumul de muncă. Vă mulțumesc și aștept să ne revedem cu plăcere la următorul seminar de pregătire profesională, de la care sigur nu veți lipsi.